Fondurile europene accesate de compania de apă Olt au condus la reabilitarea rețelelor de apă și canal din mai multe localități ale județului, în frunte cu municipiul Slatina. Compania se poate lăuda cu atragerea celor mai mari fonduri din bugetul comunității europene. Investițiile realizate nu doar că s-au reflectat în calitatea vieții consumatorilor, ci au avut un impact important pentru proprii angajați prin stabilirea locurilor de muncă asigurate și nivelul de salarizare oferit acestora. Este o zi importantă pentru noi, sărbătorim 10 ani de la înființarea companiei, 10 ani care înseamnă proiecte și investiții importante, dar și munca unor oameni care au lucrat la aceste proiecte. Așadar, compania înseamnă proiecte, investiții și oameni. Investițiile CAO au condus la creșterea calității apei oferite spre consum, dar și la îmbunătățirea mediului prin reducerea cantităților de apă uzată eliberate în natură, fără să fie filtrate de compuși toxici. Iar acest lucru îl știu cel mai bine șefii administrațiilor locale în care s-au implementat investițiile, dar și cei care au aderat mai târziu la CAO și așteaptă acum demararea proiectelor. Investițiile de apă sunt foarte importante. Ele constau în aproximativ 6 km de conductă de canalizare, 3 stații de pompare, stația de epurare care deservește până la 5.000 de beneficiari, stația de tratare a apei, 12 puțuri care pot asigura până la Jitaru, inclusiv în Scornicești, până la Negreni, că așa este calculată, deci de la noi se va alimenta cu apă și canalizare până la drumul național la Jitaru. În momentul de față, la nivel de municipiu Caracal, așteptăm pentru finalizarea proiectului în care municipiul nostru din 2013 a devenit membru al acestei companii. Din sursele noastre și cu strânsa legătura directoratului de la CAO, am înțeles că în momentul de față proiectul care urmează a fi implementat este la stadiu de fazare la nivelul Comisiei Europene. Astfel, municipiul nostru, municipiul Caracal, fiind în exercițiu bugetar care va urma, cap de listă cu o valoare de 32 de milioane de euro. Din momentul în care am venit la primărie, am luat măsura de a intra în operator și foarte curând vom recupera această rămânere în urmă, având partea de finanțare pentru orașul Corabia de 23 de milioane de euro, parte care include inclusiv o stație de epurare modernă. Iar investițiile CAO în infrastructura de apă și canal nu se vor opri la cele realizate sau în curs de realizare. Compania a depus la finele anului trecut la Ministerul Fondurilor Europene studiul de fezabilitate pentru proiectul Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014-2020. Acesta vizează investiții de peste 150 de milioane de euro, ce se vor realiza în următorii ani în 24 de localități din județ.